În vreme ce Ucraina luptă pentru eliberarea de ocupantul rus, Republica Moldova, țară neutră din punct de vedere militar, are probleme de securitate tot mai acute. Pe lângă atacurile hibride, se repetă tot mai des incidentele cu fragmente de bombe, dintre cele trimise de ruși în Ucraina, care cad pe teritoriul Moldovei. Cea mai simplă și sănătoasă decizie pe care o poate lua un stat care are la graniță nu doar un război în derulare, ci și un agresor foarte bine înarmat, adică Rusia, este să investească în propria apărare. Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, ne spune ce reacții au provocat această hotărâre la Moscova. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova, bine ați venit la Pașaport Diplomatic. Bine v-am găsit, mersi pentru invitație. Domnule președinte, Moldova este practic cea mai afectată țară din suferă de pe urma războiului început de ruși în Ucraina și sunt mai multe crize suprapuse cărora trebuie să le facă față atât autoritățile cât și cetățenii. Și aș vrea să vă întreb întâi cum face față populația acestor crize continue deja și, cum spuneam, amestecate. Cum rezistăm? Bine, sunt două lucruri mari. Pe de o parte este ajutorul de care noi beneficiem și aici un mare mersi, un mare mulțumesc României, care a fost de fiecare dată prima. Mersi mult și o să spunem de fiecare dată lucrul ăsta. Partenerii occidentali, la fel. Și felul de a fi a cetățenilor noștri. Și aici, în primul rând, aș spune, aș aduce în față felul cum s-au comportat în raport cu refugiații. Noi, la un moment dat, în Republica Moldova, au trecut peste jumătate de milion de refugiați. 100.000, peste 100.000 au rămas pe teritoriul nostru. Capacitățile noastre fizice de cazare, de, după estimările noastre, erau de 20.000. Și întrebarea pe care noi ne-am pus-o, unde sunt restul la 80.000? E, răspunsul a venit foarte repede, erau în casele oamenilor noștri. Deci au deschis casele, practic, în tot satul, în tot orașul. Mergeau cu mașinile lor la hotar, îi preluau, care veneau pe jos de la Odessa, de la Nicolae. Îi aduceau la Chișinău sau îi duceau în oraș, în sate. Eu cred că asta, aceste două ingrediente, ajutorul de care am beneficiat și beneficiem în continuare, mobilizarea, empatia oamenilor moldovenilor ne-a făcut și ne face să trecem mai bine. Dacă să vorbim de criza energetică, iarăși, a trebuit să învățăm din mers cum să diversificăm sursele, de unde să, cum să cumpărăm gaze, nu doar de la Gazprom, dar de pe piețe, de alți furnizori, să facem economii. Da? Anul ăsta am făcut economii și lumea a făcut economii până la 40, în alte cazuri 50%. Și în momentul ăsta cum stați cu energia? Suntem bine și pe gaze. Am reușit să facem și rezerve, nu doar să asigurăm funcționalitatea sistemului termoenergetic. Am trecut pe păcură parțial pentru că e mai ieftină, era mai ieftină și este încă mai ieftină. Pe electricitate am avut o provocare acum o lună și jumătate, când a început Rusia bombardamentul ăsta terorist asupra infrastructurii critice a Ucrainei. În primul val ne-a lovit, ne-a afectat rău de tot, a căzut curentul, sistemul în toată țara și iarăși grație colaborării cu colegii din România a fost posibil să dăm lumină în toată țara într-un termen record, în ordinul orelor. Acum stăm mai bine pentru că și-a reînceput activitatea centrală de la Cuciurgan, din Transnistria, către care merge o parte din energia, din gaze. Asta permite, pe de o parte, să asigurăm cu electricitate ieftină Republica Moldova, dar și sudul Basarabiei, regiunea Odessa. Pentru românii din România, să zic așa,
probabil se cere o explicație. Sistemul energetic din Republica Moldova, Ucraina, a fost proiectat pe timpul Uniunii Sovietice, da? Și interdependența, da, este una foarte mare la moment. Noi, din păcate, abia acum Republica Moldova investește în interconexiuni cu România, interconexiuni care sunt, să reducă dependența de această regiune sau de sistemul vechi sovietic. De pe acum facem lucruri ca să fim pregătiți pentru iarna 23, pentru că Rusia va continua să folosească gazul pe post de armă geopolitică. Mă tem că comportamentele vor continua. De aceea și avem nevoie de aceste interconexiuni pe sud, pe nord și așa mai departe. Ce mai continuă rușii sunt bombardamentele grele asupra Ucrainei, care mai afectează și Moldova din când în când. Exact. Vedem că din ce în ce mai des, din păcate. Ca atare, Moldova a decis să-și securizeze mai bine țara, pentru că, practic, securitatea este problema numărul unu în momentul acesta. Ce reacție aveți din partea rușilor, dar și din partea populației de origine rusă care este în Moldova, în ceea ce privește decizia Moldovei să vă înzestrați mai bine militar, să investiți în apărare, practic? Eu cred că n-ar fi corect să spunem populația de vorbitoare de limbă rusă versus vorbitoare de limbă română, pentru că atunci când a început războiul, când a început valul de refugiați, noi am văzut foarte mulți vorbitori de limbă rusă, da, alolingvi. Atunci poate ar fi corect să spunem populația care, pro-rusă. Da, care a fost foarte empatică și a condamnat și chiar a fost un exemplu comic când ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a ieșit cu un apel public și de genul conaționalilor sau vorbitorilor de limbă rusă: dacă vă simțiți sau sunteți intimidați în situația actuală, iată acest mail, am plasat un mail, anunțați-ne și noi vom interveni. Și plăcut surprins a fost că a urmat o avalanșă de mesaje din partea vorbitorilor de limbă rusă, nu din partea românilor, în care mesajul principal era de genul: vă rugăm frumos, nu ne purtați de grijă, lăsați-ne în pace, că ne simțim foarte bine aici, nu ne cătați de grijă. Revin la întrebarea dumneavoastră. Sigur, cei care cumva mental, da, ideologic, sunt dependenți sau conectați la propaganda rusă, au avut această reacție. Și aici probabil se văd roadele propagandei ruse, care de fiecare dată spune: voi sunteți, Republica Moldova, sunteți stat neutru, consfințit neutralitatea în Constituție, la ce vă trebuie să vă gândiți la apărare, la... Sau 30 de ani de zile practic nimic nu s-a făcut pentru armata, pentru sistemul de apărare. Noi spunem în felul următor: neutralitatea nu e o decorație, nu e ceva care ai pus-o pe perete și te uiți cât de frumoasă e. Neutralitatea trebuie consolidată, apărată, în special în cazul țărilor care nu fac parte sau nu beneficiază de un, hai zic, o umbrelă, cum e umbrelă, în exact, da, sau da, un angajament colectiv a mai multor țări care să ajute reciproc. În cazul nostru, lucru consistit în Constituție, noi cu atât mai mult trebuie să ne consolidăm sistemul de apărare. Noi avem deja trei precedente, trei incidente când fragmente de rachete lansate de Federația Rusă de prin Marea Neagră împotriva infrastructurii critice, orașelor și așa mai departe, ucrainene, au căzut sau detonat în proximitatea Republicii Moldova. Slavă Domnului, n-am avut victime și au fost doar pagube materiale pe infrastructură. Dar asta încă o dată se dovedește că noi trebuie să investim și noi o să investim. Sunt elemente de apărare defensivă, deci de apărare, nu de atac. Vom continua să apărăm, să consolidăm capacitatea noastră cibernetică, securitatea cibernetică. Noi suntem supuși și în prezent atacurilor cibernetice. Ele la fel vin de la aceeași adresă.
Și de obicei este vizată infrastructura critică, instituțiile, același parlament, alarme false cu bombă, aeroport, judecătorii, școli și așa mai departe. Practic am dublat bugetul pentru apărare. Este prima dată când anul ăsta, pentru 23, noi am făcut lucrul ăsta și vom continua să investim în sistemul nostru de apărare. Militarii noștri vor continua să participe la exerciții comune, că vorbim de România, că vorbim de alți parteneri. Da, dacă vrei să faci parte dintr-un sistem european sau mondial de apărare, trebuie nu doar să beneficiezi prin aceste participări, dar trebuie să-ți aduci și tu contribuția prin puținul care îl ai, dar trebuie să fie aliniat. Da, asta e. Vă întrebam ce reacție așteptați de la ruși și de la prorușii din... Auleu, s-au pornit, sigur, n-au întârziat criticile. Aș citau și pe Bașcanul Gândăuziei, da, 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 care a spus că o înarmare a Moldovei ar însemna să se încălzească conflictul înghețat din Transnistria. Sunt exponenții ai Coloaniei a 5-a, sunt exponenții Kremlinului, care au fost alimentați 30 de ani de zile, da? Ideologic, financiar, logistic și așa mai departe, care și acum continuă să promoveze agenda Federației Ruse. Ipocrizia lor e atât de mare încât atunci când, da, azi era vorba de câteva unități blindate, da, care au fost furnizate Armatei Naționale, și un cuvânt, chiar și această persoană care ați menționat-o dumneavoastră, un cuvânt n-am auzit despre armata rusă care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Un cuvânt n-am auzit despre depozitul de muniții de la Cobasna, care reprezintă un pericol enorm, e cel mai mare din Europa. Da. Cu muniții de pe timpul, am impresia, al doilea război mondial. O parte probabil va trebui să fie utilizată pe loc, da, nu mai pot fi transportate. Da. Deci, iată, aceasta este ipocrizia. Când o armată străină se află pe teritoriul tău, când munițiile sunt, când reprezintă pericol direct la adresa securității Republicii Moldova, iată, aici nu vedem o atitudine și o poziție politică, civică a acestor exponenți. Sunt exponenții Federației Ruse care încearcă să speculeze, încearcă să capitalizeze, da, chiar să capitalizeze pe nenorocirea ucrainenilor, pentru că atunci când îi întrebi în public care este opinia noastră vis-a-vis de ce se întâmplă în Ucraina, dați o apreciere, da, spuneți ce e acolo. Noi spunem că este un război, o invazie a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Dumneavoastră, cum apreciați, da? Și această persoană, și primarul general a Capitalei, un prefăcut român și unionist, da? I-a trebuit 8 luni de zile ca într-un final să spună că e agresiune. Uitându-ne la ce se întâmplă în ultima vreme, câtă presiune este practic pe Republica Moldova, pe guvernul în funcție din Moldova, în ce măsură simțiți că Moldova este și o țintă militară pentru Rusia, nu doar o țintă hibridă? Acum un an, aproape un an, da, pentru că războiul a început în 24 februarie, da, în curând o să fie un an de zile de război. Acum un an, în condițiile în care acțiunile militare erau aproape de Odessa-Nicolaev, pericolul era mult mai mare, pentru că și aparițiile televizate a unor generali din armata rusă și escapadele președintelui Bielorusiei într-un interviu, da, cu hărți și așa mai departe, arătau, trădau intenția de a face juncțiunea, de a... cu Transnistria. Exact, de a implementa așa numită Malorusia. Da? Da. Crimeea, regiunea Odessa, juncțiunea cu Transnistria. Ultimele evenimente, victoriile pe care le-a înregistrat armata ucraineană în Kherson, a îndepărtat acest pericol. Deci noi, la moment, nu vedem un pericol eminent de escaladare a conflictului, da, la hotarele Republicii Moldova. Asta a temperat și din elanul Coloania 5-a, care, dacă la începutul războiului era foarte vocală și cumva era în așteptarea, se vedea și un pic de eforie,
S-au mai temperat și cei din Transnistria, autoritățile separatiste de acolo, care au devenit foarte atente și în limbajul public, dar și în discursurile care le au offline. Da. Faptul că armata ucraineană a înregistrat succese, i-a mai temperat, dar rămân prezente, cum am spus, pericole de ordin hibrid. Ele și-au efectul său, nu sunt de neglijat, chiar pot influența lucrurile, da, viabilitatea instituțiilor statului. Uh-huh. Noi, slavă Domnului, am reușit să stabilizăm situația. Au fost tentative de stabilizare situației politice, cu proteste plătite, cu grupări criminale organizate care au, și-au tras un partid și au intrat în, cumva, în simpatiile Federației Ruse, le-au obținut și au primit un număr de televiziuni care altădată erau la Partidul Socialist, au fost transferate către Partidul Șor, despre această grupare criminală organizată vorbesc. Noi am reușit totuși prin acțiunile care le-am întreprins, prin prestația și Procuraturii și Ministerului de Interne și Serviciilor de Inteligență să dejucăm toate aceste tentative de a destabiliza situația. În Republica Moldova există această populație, această masă mai mare sau mai mică, care încă consideră că Rusia este calea de urmat și nu Europa, Vestul și așa mai departe. Cum comunicați cu acești oameni ca să încercați, nu să-i certați, că până la urmă asta e opinia lor, dar să le arătați că există o cale mai bună? Așa, o să vă dau o cifră care o să sună un pic ciocant, dar asta e realitatea. Unele măsurători, unele sondaje au arătat de sfârșitul anului trecut că undeva o treime din respondenți, din păcate, consideră că în Ucraina are loc operațiune specială. Cum spune Putin, da. Exact, este termenul ăla vehiculat. Iar toți cei care spun că război ajung să fie închiși. Și nu este nimic altceva decât produsul propagandei. Ce facem noi? Sunt două lucruri care trebuie să le faci și noi le facem. Pe de o parte, reducem din propagandă. Și aici vă prezint două intervenții. Ați închis televiziunile? Da, pe de o parte am retras licența. Dar propaganda în zilele noastre se face mai mult pe internet? Ajungem și acolo. Deci în cazul televiziunilor, 6 televiziuni care aveau o afiliere clară cu Federația Rusă și cu acest interlop dat care a ajuns sub sancțiunile... Ilan Șor. Exact, Ilan Șor, sub sancțiunile Statelor Americii și Marii Britanii. Alt ingredient, da, am interzis emisiunile informative ale canalelor ruse și despre tematică militară, propagandistică, la fel au fost interzise. Și doi, este o informare, o alternativă, da, informare corectă pe care se întâmplă prin intermediul presei libere, prin retransmiterea unor canale din Ucraina, Freedom, spre exemplu, da, un canal ucrainean, în limba rusă, da, pentru că ne dăm seama, oameni care s-au format pe timpul Unii Sovietice și vorbesc mai bine rusă decât exact, română, decât română, e greu să aștepți că eu să treacă pe canalele românești și atunci bine să le dai în rusă, dar să le dai informații corecte și pe care să o poată digera și analiza. Deci asta am făcut, asta o să continuăm să facem. Lupta încă o să continue. Acum, cum a spus dumneavoastră, o parte din ei au migrat spre online. Va trebui și acolo să intervenim. La nivelul guvernului, pentru că sunt tensiuni în momentul de față în cadrul guvernului de la Chișinău, doamna premier Gavriliță a spus recent că nu sunt tensiuni, că cineva încearcă, ca să o citez, să bage zâzanie. E un cuvânt mai moldovenesc, exact. Da, da, da.
Care este, de fapt, starea de lucru în momentul de față la nivelul guvernului executivului? Evident că și oponenții noștri politici, dar și cei din acreditați la serviciile secrete ruse, încearcă să promoveze această stare de tensiune. Da, să speculeze pe criza energetică, că vezi, domnule, de ce nu te-ai dus la Kremlin să bați mătănii și să, da, rogi, să te pui în genunchi, dați-ne gaz mai ieftin și așa mai departe. Noi am avut câteva remanieri guvernamentale. Acum, ca să fie clar pentru cei care, pentru telespectatorii din România, și nu zic că aici e mai simplu, da. Nicăieri nu e simplu, nicăieri politica simplu. Internă, da. Da, nicăieri nu e simplu. În cazul nostru, noi fiind la hotar cu o țară în care este în război, pe de o parte, ca executiv, tu trebuie să gestionezi tot ce înseamnă ad hoc, situații emergente, situații excepționale, în același timp să menții traiectoria reformelor, că avem angajamente pe agenda de integrare europeană. Nu e atât de ușor, pentru că sunt profiluri, da? Este profil de, nu știu, de ministru care e bun într-o situație non-stresantă, da? Cel e bun ca strateg, ca persoana care dezvoltă, implementează expert, strategii și așa mai departe. Poate, și alta când ai nevoie de un profil de ministru care ia o decizie pe loc. Da. Exact. Da. Trebuie să acționeze rapid, fără multă ezitare și curaj și așa mai departe. Și să fii bun comunicator, să fii empatic. În criză trebuie să fii foarte bun comunicator și empatic trebuie să fii. Unii rezistă, alții nu rezistă. Opoziția încearcă să destabilizeze. Noi am văzut lucrul ăsta, au chemat la insupunere, au agresat și poliții și așa mai departe. Dar noi ne vom continua lucrul mai departe. Avem o majoritate parlamentară, avem 63 de deputați din 101. Avem toate ingredientele pentru a ne continua agenda noastră de reformă. Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de Twitter. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!